Vă salut! În clipul de astăzi vă arăt cum taie drujba chinezească după ce am făcut portarea, după cam mult timp, dar asta e, dacă acum au venit și lemnele. O problemă pe care am pățit-o la ea este cam aceasta. S-a rupt mânerul. Acum nu stă. Așa. S-a rupt mânerul de aici. După al doilea butuc tăiat, cam de 60 de centimetri butucul. La mai este de 38. Lanț Oregon 325. Se vede și aici. Hai, focalizează pe lanț. Da? Lanțul este Oregon. Cu lanțul ăsta am cam tăiat. Se vede. Trebuie ascuțit. Dar mai merge. Mai merge un pic. Așa. Benzina este făcută cu ulei de la Ruris și mai am un ulei pe care vi l-am prezentat, Jones Red, dar am crezut că nu o să mai ajungă și am zis că îmi iau o sticluță de aia de 100 ml. Am făcut amestecul, am alimentat-o și cam asta este ceea ce mi-a mai rămas. Lemn foarte tare. O să vedeți în clipul următor. Și să vă arăt ce a tăiat până acum. Asta este unul dintre lemnele fără cioturi. Destul de tare. Cam asta a tăiat până în momentul de față. Niște lemne destul de dure. Și să vă arăt acum cu ce am făcut, cum l-am făcut amestecul cu sticluța aia de la Ruris. Nu o mai am, da, ulei roșu de la Ruris, dar să vă spun, nu este chiar așa de bun. Nu mai trage motorul, nu mai are aceeași vlag în el. Și se încălzește un picuț mai tare, dar la prețul care este uleiul Ruris, e destul de bun. Numai să nu folosiți ulei dintre la 5 lei jumătate de litru, adică 10 lei litru. Știți voi de care, de ala la sticluță, pătrățoașă așa și mai lunguță și cu capac de la mai mari. Să vă arăt acum și partea din spate a lemnelor. Da? Sunt destul de multe. Destul de tare. Să vedem aici. Încă sunt verzișoare. Dar vă spun că sunt destul de tare. Acum vom tăia pe acesta, pe care unul de acolo, mai finuț, și ăla cioturos de acolo. Acesta având un diametru de cam 40 de centimetri, 36. Bun. Și acum spornim drujba.
scoate benzina.